Nu credeam că o să zic treaba asta, dar nu-ți cumpăra o ștampilă, n-ai nevoie de ea. Hai să vedem de ce să nu-ți cumperi o ștampilă. Hai de copul meu! Nu-ți cumpăra o ștampilă dacă nu vrei să-ți personalizezi ambalajele firmei tale. Plicurile, cutiile. Și nu-ți mai cumpăra o ștampilă dacă nu ai angajați. Asta înseamnă că nu o să emizi niciodată o adeverință de venit pentru angajatul tău sau pentru medicul de familie. Nu-ți cumpăra o ștampilă dacă... Nu faci distribuție. Asta înseamnă că nu ai șoferi, nu ai nevoie de intrare, ieșire pentru documentele tale să fie semnate și ștampilate. Nu-ți cumpăra o ștampilă dacă nu ești serviciu auto, iar în momentul în care faci o intervenție asupra mașinii, clientului tău, nu trebuie să notezi intervenția în cartea mașinii. Nu-ți cumpăra o ștampilă dacă nu ești medic. Dacă nu ești medic, nu o să emiți niciodată rețete pentru pacienții tăi. Nu-ți cumpăra niciodată o ștampilă dacă nu ai un depozit. Iar intrările și ieșirile de marfă trebuie gestionate de fiecare persoană în parte. Nu-ți cumpăra o ștampilă dacă nu ești arhitect sau inginer. Asta înseamnă că nu ai planuri pe care trebuie să le ștampilezi și să le aprobi. Nu-ți cumpăra o ștampilă dacă nu ești o firmă de construcții. Asta înseamnă că nu trebuie să semnezi nici procese verbale, nici cartea construcției și nici nu trebuie să dai garanție. Așadar, sunt foarte multe domenii care nu au nevoie de o ștampilă. Dar dacă totuși știi în căutarea uneia, hai pe a4office.ro și o să găsești o gamă completă de ștampile.